Suntem în luna februarie și sărbătorim Ziua Îndrăgostiților. Biblia este o carte foarte precisă când este vorba de dragoste și, deși noi folosim de cele mai multe ori doar un singur cuvânt, în Biblie sunt 4 cuvinte care descriu dragostea. Una este o dragoste obișnuită, naturală, firească, o mamă pentru copilul ei. Îl iubește, dar aceeași mamă și spune, când a greșit copilul, să nu te mai văd, pleacă de aici, m-ai făcut de rușine. Al doilea cuvânt pentru dragoste este cuvântul eros, folosit atât de mult între cei îndrăgostiți. Am nevoie de tine, nu pot trăi fără tine. Aceeași persoană însă îți spune, am găsit pe altul, nu vreau să te mai văd. Al treilea cuvânt este dragoste între prieteni. Avem subiecte comune, petrecem timp mult împreună. Prietenia ține cât dai și cât primești. În momentul când nu mai primești, prietenia aceasta s-a dus. Al patrulea cuvânt pentru dragoste este inventat de Dumnezeu. Agape. Te iubesc pentru că vreau să te iubesc. Ai găsit preț în ochii mei. Te iubesc așa cum ești. Sunt gata să dăruiesc totul în dragostea mea. Această dragoste începe de la o persoană, începe de la Dumnezeu și este pentru fiecare din noi. Ce facem noi cu dragostea lui Dumnezeu? Suntem atrași de ea, ne plac cuvintele, ne plac cadourile, dar privim cu ochiul și la lume, și la ceilalți. Aș vrea și de la Dumnezeu, aș vrea și din altă parte. Și astfel suntem rupți în două părți, între doi stăpâni. Cine va câștiga inima noastră? Cine va avea dragostea noastră? La cine vom alerga? Ne place să auzim că suntem iubiți, dar firea noastră, pofta noastră, trupul nostru aleargă după altceva. Vrea dragostea cealaltă acum, de o clipă. Celălaltă poate să aștepte. Las că o să vin eu. Lasă că o să-i spun eu. Acum însă vreau o dragoste care nu așteaptă. Cartea a dragoste veșnică arată persoana Cristianei sfâșiată între două dragoste, a lui Dumnezeu și a lui Cosmos. Și unul și altul îi spus că o iubesc, dar unul o vrea doar pentru acum, doar pentru o clipă. După aia, nu se știe ce va fi. Dumnezeu o vrea cu o dragoste veșnică. Și vrea surprinzător, chiar atunci când se dusă de Cosmos, Cristiana se va întoarce la Dumnezeu. O va primi? O va ierta? Îi mai oferi o șansă? Sau va spune, ai fost aia altuia, nu mai poți fi a mea? Dumnezeu, în dragostea lui Agape, o vrea înapoi pe Cristiana, care nu l-a vrut. Dar acum își dă seama ce prostie, ce greșeală a făcut pentru că nu l-a vrut. Dumnezeu o vrea înapoi. O vrea pentru Fiul Său, Iisus Hristos, care s-a păstrat pentru ea și vrea ca să-L primească înapoi pe Cristiana. Cu asemenea dragoste iubește Dumnezeu și Fiul Său. Te așteaptă să te întorci la El, că te iubește cu o dragoste veșnică.